Adrian Naum este un sibian care a inventat adăpostul utilitar Viespea 510. Este un adăpost destinat celor care rămân fără acoperiș deasupra capului și poate fi construit din deșeurile plastice din mări și oceane. Invenția sibianului este dorită de Rusia și China. Polițistul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, săltat de mascați luni dimineața și dus la audieri fiind anchetat într-un amplu dosar de trafic de influență, șantaj, conducere sub influența alcoolului și efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, este șeful postului de poliție din Poiana Sibiului. Acesta nu este pentru prima dată când ajunge în fața procurorilor, el fiind acuzat în urmă cu niciun an de tortură, lipsire de libertate și abuz în serviciu. Pe atunci, șeful de post a scăpat ușor, fiind lăsat în libertate și putând chiar să meargă și la muncă. Școlile și grădinițele din România, unde gradul de vaccinare în rândul angajaților nu depășește pragul de 60%, intră în online începând de luni. Măsura se aplică în toate localitățile, unde incidența este de peste 3 la 1000 de locuitori, potrivit ultimului anunț al ministrului Educației, Sorin Câmpeanu. În județul Sibiu, potrivit ultimelor date furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, peste 40 de unități de învățământ. Școli și grădinițe deopotrivă nu îndeplinesc acest criteriu, astfel că scenariul ministerului ar putea fi pus în aplicare elevii învățând de acasă. Printre acestea se numără și Colegiul Energetic din Sibiu.